Vă invit să ascultați Bacterius de atacul la dinți Din cartea împreună scrisă de Prințesa Urbană După o noapte bună plină de somn Buștean și vise colorate Emma și Eric dau buzna în bucătărie Strigând de foame Mami! Eu vreau iaurt cu cereale și nuci, spuse Emma. Eu viau ochi ou cu loșii și blânză, spune și Eric. Imediat sunt gata toate, dar mai întâi ce avem de făcut? Să mâncăm o felie de pâine cu unt? Nu, Emma, să ne spălăm pe față și pe dinți. Emma o zbuchește la baie în timp ce Eric își încisează brațele la piept și spune Eu nu vreau să mă spăl pe dinți, că nu mi pace. Eric, dacă nu-ți speli dinții, o să înghiți microbii care s-au format noaptea în gurița ta. Foarte bine! Că și așa mi-e foarte foame, spune Eric. Emma vine din baie mirosind a curat. Mai Eric, fii atent că eu sunt mai mare și știu mai bine Noaptea când noi dormim, la noi în gură vin niște bacterius Un fel de microbi care ronțăie mâncarea din dinți Și pentru că în gură e întuneric, mușcă și dințișorii tăi din greșeală dacă speli bine dinții seara, bacteriul ăștia nu prea au ce mânca, așa că dinții tăi rămân întregi. Iar dimineața e nevoie să speli dinții, ca să îi dai la o parte cu periuța pe bacterius care dorm printre dinți. Dacă îi înghiți, s-ar putea să dea o petrecere la tine în bultică. Adică să mănânce mâncarea mea din bultică? Asta nu e colect. Dăm pe liuța, mama! Să-i pe Bactelius ăia! Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube, Totul este posibil, pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!